Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, un canal dedicat pasiunii mele pentru parfumuri și mi-am dat seama că noi nu vorbim prea multe, în general vorbim despre parfumuri și despre ce ne spun ele. Voiam să vorbim despre... Luați-vă o cafea, că astăzi avem de discutat. Voiam să vorbim despre declutter. De ce fac eu un declutter? De ce fac un declutter masiv? De ce vreau să îmi restrâng colecția de parfumuri? Și vă spun de ce. Pentru că am strâns multe parfumuri și asta m-a ajutat să le înțeleg mai bine, să le cunosc mai bine. M-a ajutat să mă dezvolt, să îmi cunosc preferințele, să știu ce vreau de la un parfum, să știu cum este un parfum ieftin, dar să știu cum este și un parfum scump. Și ca să facem așa un rezumat, aș spune că am descoperit parfumuri ieftine care miros foarte bine, am descoperit parfumuri ieftine care miros ieftin, ce să zic, sau nu m-au dat pe spate, dar am cunoscut și parfumuri scumpe, parfumuri de nișă care nici ele nu m-au dat pe spate și de la care aveam așteptări mult mai mari, dar am descoperit și niște parfumuri absolut superbe, divine, minunate, care își merită banii, chiar dacă sunt mai scumpe. Și ce pot eu să spun? Vreau să-mi reduc colecția de parfumuri, vreau să descoper altele, pentru că nu vă gândiți acum că dacă eu renunț la parfumuri, înseamnă că gata, o să am o colecție mai mică. În general, la mine se cam înlocuiesc unele pe altele, dar v-am mai zis și într-un alt clip că părerile mele rămân aceleași despre parfumuri, însă vreau să fac acest clip lunar, să fac acest declutter lunar, pentru că pentru mine este o provocare să mă despart de unele parfumuri pentru a face loc altora, ce să vedeți. Cam asta este adevărul. Vreau să descoper parfumuri noi. Atunci când ești pasionat de parfumuri, ultimul parfum pe care ți l-ai luat este un minunat. Dar cel mai frumos parfum este următorul. Următorul este the best în colecția ta. Din păcate. Și atunci vreau să renunț la parfumuri, să nu mai investesc, adică să le țin pe toate și să cumpăr altele. Vreau să renunț la parfumuri și să descoper altele. Pentru că nu sunt colecționar, nu o să vedeți la mine, bine, nu, este casa plină de parfumuri, da, dar nu este ca la muzeu, sunt puse și ele în dulapuri, mai ales că nu le țin pe rafturi, nu le țin, la mine dulapurile au ușile închise și de obicei am tava pe care o am aici cu parfumuri pe care le rotesc săptămânal și din nou vă spun, asta vă ajută foarte mult să vă descoperiți parfumurile voastre, să nu mai cumpărați altele și să le folosiți pe cele pe care le aveți, pentru că noi am mai vorbit și despre faptul că în dulapul nostru putem găsi parfumuri și putem descoperi parfumuri. Asta când ai foarte multe, dar știu că sunt multe fete printre voi care au atât de multe parfumuri și tot cumpărăm, știți ce zic? Tava cu parfumuri, rotația săptămânii, vă puneți acolo mai multe, să aveți de unde alege, parfumuri de care nu prea v-ați atins în ultima perioadă, căutați în spatele dulapului, căutați prin dulapurile voastre parfumuri și puneți-vă pe tavă parfumuri de care nu prea v-ați atins și o să aveți surprize, o să vă dați seama că aveți în colecția voastră niște parfumuri superbe, așa fac eu, de exemplu am purtat Linter Dee pe care nu-l mai purtasem de mult și atât de mult m-am bucurat și a fost ca un parfum nou pentru mine, ce să zic. E bine,
rotația asta dă roade, să vă umpleți tava la începutul săptămânii cu parfumuri, pentru că dacă aveți undeva pe o tăviță niște parfumuri și le lăsați mereu acolo, chiar dacă nu vă aduc atât de multă bucurie și nu descoperiți nimic nou, o să vă fie la îndemână să folosiți de pe tăviță. Ei bine, faceți rotația săptămânii la începutul săptămânii și vă puneți pe ea parfumuri pe care vreți să le mai folosiți, pentru că sunt sigură că vreți să mai folosiți parfumurile pe care le aveți în dulap și pur și simplu nu vă sunt la îndemână, dar mi se pare cea mai bună variantă de a vă redescoperi parfumurile. Vreau să fac acest video de declutter lunar, pentru că lunar vreau să renunț la parfumuri din colecția mea. Ce o să vedeți astăzi, ce o să vedeți în clipul de astăzi, parfumurile pe care o să le vedeți, sunt parfumuri de care eu deja m-am desprins, pentru că le am de mult puse deoparte pentru a le da mai departe, pentru a le pune pe grupuri, pentru că, desigur, vreau să-mi cumpăr altele, vreau să descopăr altele. Mie îmi place să descopăr parfumuri, să descopăr cât mai multe parfumuri. Eu nu vreau neapărat să le colecționez. Desigur că sunt în colecția mea parfumuri la care nu aș renunța sub nicio formă, însă nu toate îmi aduc atât de multă bucurie. Nu sunt toate, nu este chimie între mine și toate parfumurile pe care le am în colecția mea. Poate că unele nu mi se mai potrivesc, poate că pe unele le-am văzut foarte frumoase la un moment dat și acum simt nevoia să port altele. Și da, la un moment dat am renunțat să mai fac declutter pentru că m-am gândit, ok, poate că parfumurile astea nu sunt acum ceea ce vreau eu, dar poate că la anul vor fi. Nu prea se întâmplă asta. Și știți de ce? Pentru că noi vrem să descoperim alte parfumuri și până la urmă, dacă te mai atrage un parfum pe care l-ai avut în colecția ta, poți să ți-l cumperi din nou, să fim serioși. Dar ca și pasionați de parfumuri, după ce am analizat, după ce am descoperit, după ce am purtat un parfum, vrem altele. Altele pe care vrem să le descoperim. Și cam așa începe acest declutter, un declutter mare, pentru că v-am zis că de ceva timp mă ocup de treaba asta. Și o să încep cu niște parfumuri, o să vedeți că sunt destul de multe parfumuri la care vreau să renunț, așa că vom vorbi pe scurt despre ele. Vorba în primul rând despre acest ornament Purple Allure, care este doar testat. Este un parfum fructat. Un parfum, de exemplu, despre acesta pot să spun că aveam alte așteptări, pur și simplu. Mă așteptam să fie altfel și nu a fost chiar un parfum care să mi se potrivească. Foarte multă lume a fost îndrăgostită de parfumul acesta mult timp. Într-un fel e vorba și de popularitatea care se creează în jurul unui parfum. De aceea vă recomand să încercați parfumurile pe care vreți voi să le descoperiți, nu neapărat ce este în trend, pentru că, de exemplu, ornament Purple Allure a fost o nebunie cu el și nu pot să zic că acum nu mai vedeți tot așa peste tot, hai să fim serioși. Nu știu ce să zic, este un parfum fructat dulce verde. După mine nu are nicio treabă cu Aura de la Mugler, da, acum ce să zic. Probabil că sunt persoane care îl iubesc pe acesta, dar de la mine o să plece cu siguranță, pentru că nu este așa cum mă așteptam. Din nou, un alt parfum proaspăt de această dată, un parfum de vară. Mi-am dat seama că am în colecția mea foarte multe parfumuri citrice, proaspete. Osmantus este pudrat, miroase a dropsuri de lămâie. Nu e rău, dar am prea multe parfumuri citrice în colecția mea și vreau să renunț la multe dintre acestea. Două parfumuri care vor pleca din colecția mea
sunt acestea de la Michael Kors. Este Gorgeous, un parfum interesant, cu tutun. Dacă nu mă înșel, are și piele. Vă spun sincer că nici nu le-am testat cum se cuvine, nu le-am purtat prea mult. Pur și simplu nu există chimie între mine și acest parfum, dar nu pot să zic că este un parfum rău. De exemplu, cred că am aici loturi diferite. Unul este mai tutunos și mai intens, celălalt este mult mai potolit, nu știu care e faza. Na, au fost și ele reformulate și unul este mai puternic. Un parfum mai recent intrat în colecția mea este acesta Aegean Bronze de la Cores. Băi, fetelor, știți cât persistă parfumul ăsta? Deci am rămas uimită, nu mă așteptam. Este apa de parfum, ați văzut că sunt pe make-up. Din nou, este un parfum pe care l-am purtat foarte puțin. Are așa cedru și bergamot în deschidere, în mijloc are frezie, zahăr caramelizat sau cumva, nu știu cum se numește, și frangipani și avem acord de nisip, vanilie și mosc. Din nou, un parfum frumos, dar nu a fost chimie între noi. Miroase a zahăr, dar este și proaspăt în același timp și floral. Și se simte și un frangipani. E potrivit pentru vară, este proaspăt, dar prefer să renunț la el. Pentru că nu îmi spune mie mare lucru, ce să zic. Un alt parfum de la L'Occitane este acest Herbe, un parfum verde. Verde, 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 miroase a iarbă, proaspăt tăiată. Mie nu mi se potrivește, pur și simplu. Un alt parfum care pleacă din colecția mea este acest La Petite Robe Noir de la Guerlain. Cred că mai am aici vreo 30 de mililitri, 35, 40, cam așa, nu știu. Pleacă pentru că am o altă sticluță, aici avem varianta de 75 de mililitri, eu am o sticlă nouă mai mică și foarte frumoasă și îmi place, rămân cu aceea și acesta pleacă. Apoi, L'Eau de Paille de la Serge Lutin. Acesta o să plece din colecția mea pentru că vreau să descoper alte parfumuri de la Serge Lutin mai pe stilul meu. Avem aici un parfum proaspăt care nu îmi displace. Nu îmi displace. Avem așa atomizorul, avem capacul și sticla. Stați așa. L-am testat, l-am purtat, vreau să descoper alte parfumuri. Acesta mă duce cu gândul la un câmp, vara, un câmp ars de soare, mă duce cu gândul la baloții aceia de paie. Este natural, este frumos, dar din nou, mai am parfumuri în zona asta și proaspete și vreau să descoper casa aceasta, vreau să descoper parfumuri de la Serge Lutin și de aceea vreau să renunț la acesta. Apoi vorbim despre Mireia, că tot vorbeam despre parfumuri cumpărate blind. Acesta este unul mai puțin reușit. Mireia este un parfum cu fructe și frunzulițe. Un parfum pentru persoanele care vara vor un parfum dulce natural, nu un parfum prea dulce, care nu vor să poarte doar citrice vara și atunci aleg ceva fructat, dar nu foarte puternic. Este un parfum delicat, fructat, cu frunzulițe și fructe, frumos, nimic de zis, destul de natural, dar nu pentru mine. Pentru mine este prea natural.
Da, pot să zic treaba asta. Nu prea natural. Prea delicat. Asta pot să zic. Tot de la Michael Kors am în colecție un parfum care... Da, cred că am două sticluțe dintr-un parfum care seamănă cu acesta și de aceea vreau să plece, deși l-aș fi păstrat pentru sticluță, pentru că este discontinuat, însă... Da, este un parfum floral, feminin, diafan, proaspăt, cu tuberoze, dar nu sunt tuberoze in your face, foarte, un miros foarte intens, este potolit, este foarte plăcut, parcă miroase și a flori de tei, în zona asta, un parfum de primăvară, de vară. Mă duce cu gândul și la o rochie așa vaporoasă, lejeră, dar am multe parfumuri care mă duc în aceeași direcție și pentru că vreau să fac acest clip lunar, cu siguranță o să fac o mare curățenie în colecția mea de parfumuri. V-am zis că multe au fost cumpărate pentru a le descoperi, pentru a mă descoperi și pe mine, să văd ce-mi place și ce nu-mi place și în ce zonă mă duc mai exact și numai așa poți să vezi ce vrei cu adevărat atunci când testezi și când analizezi. Și Boss Mavi Parfum Low este un parfum pe care vreau să-l dau pentru că nu l-am purtat prea mult și atunci mi-e mai ușor să-l dau. Știu că are ceva cu cactus și este foarte proaspăt, foarte curat, clean girl. Din nou am multe parfumuri așa și renunț și la acesta. Și cam atât. Ba da, mai am White Tea de la Sabon. V-am spus într-unul dintre clipuri că mie nu-mi place acest parfum. Este citric, este natural, este floral, este natural, chiar miroase natural, dar nu îmi place mie, pur și simplu nu mi se potrivește. Asta este și cam atât. Acestea sunt parfumurile la care vreau să renunț, de care mă despart și v-am explicat și de ce. Sper că v-a plăcut clipul acesta și că ați avut răbdare până la sfârșit. Acum o să revin cu declutter lunar și o să-mi fac un pic de curățenie și în parfumuri și în gânduri și în preferințe, pentru că atunci când ai prea multe parfumuri, la un moment dat te copleșește ideea asta de prea multe, nu știi ce să porți. Nu e ok și mie îmi plac lucrurile organizate și îmi place să dețin controlul la ce am și la ce fac și atunci cred că este cea mai bună variantă și este o provocare pentru mine imensă. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să apăsați pe clopoțel, să lăsați și un like și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!